Nici n-am zis și zici că am zis. Când o zice, chiar voi zice ca să zici ce am zis și o zice. Acțiunea organizată de reprezentanții Bibliotecii Pontus Euxinus a fost apreciată îndeosebit de părinți care nu au ezitat să vină însoțiți de cei mici. Adulții conștientizează că este important ca acestora să li se insufle de la vârste fragede pasiunea pentru citit. Este foarte important că așa devenim niște oameni culți, dacă îi lăsăm doar pe internet și pe altele, eu cred că nu au șanse să ajungă ceva în viață și trebuie să îi ajutăm să învețe ceva bun. Obișnuiți să-i citiți? Nu mult, dar îi citesc. Poveștile care le citeam în copilărie, Capra cu trăiezi, încercăm să îi inspirăm așa un pic. Prima dată când participăm la un astfel de eveniment local. Obișnuiți să le citiți acasă des? Da, da, avem foarte multe cărți. Da, citim. Și e necesar să le insuflăm celor mici de la vârste fragede de această pasiune pentru lectură? Foarte, foarte mult trebuie să le transmitem, pentru că ajută mult și la dezvoltarea vocabularului, la dezvoltarea noastră ca oameni. Cititul împreună cu copiii este cea mai bună metodă de a-i obișnui să citească și singuri. Ziua Internațională a Cititului împreună sau Ziua Cititului cu Vocea Tare. Ne dorim ca ceea ce se va întâmpla astăzi în spațiul Bibliotecii Pontus Euxinus Năvodari să reprezinte un reper pentru toți cei care și-au făcut un obiectiv din promovare, cunoaștere, prin poveste și cuvânt rostit cu rost. Totodată vrem să demonstrăm că lectura este haioasă, atractivă, eficientă, atunci când vocea este folosită corect. Prezentă la activitate a fost și o tânără scriitoare din Năvodari care a vorbit deschis cu elevii și le-a amintit care sunt beneficiile lecturii. Când am învățat să citesc, aproape am avut abonament la bibliotecă și am pus mâna pe orice carte mi-a căzut în mâini, da, și am citit-o. De altfel, dacă ar fi să mă prezint eu, m-aș prezenta mai ales în contextul aniversării de azi ca fiind un cititor. Îmi place foarte mult să citesc. Și tot citind am ajuns să și scriu și așa că vă prezint astăzi două cărți, Rodul muncii mele, Rodul scrisului meu, întâmplător sau nu scriu pentru copii. Copiii din cărțile mele, personajele mele, o să vedeți dacă aveți curiozitatea că sunt copii la fel ca voi. Chiar dacă recunosc că este mai comod să vadă filmul, elevii spun că preferă să citească. O carte te dezvoltă în primul rând ca om, poți alcătui idei mai repede, poți purta o discuție mai repede și pur și simplu cultura generală ți se îmbogățește foarte tare. Specialiștii vă recomandă să citiți minim 20 de minute alături de copil, încă de la o vârstă foarte mică.